E tare frumos să ne spunem bun venit. E tare frumos să ne salutăm pentru că ni s-au sfârșit cărările din săptămâna asta aici, în casa de rugăciune și nu în altă parte. E tare frumos că nu cred că vreunul dintre dumneavoastră sunteți neobosiți. Cred că toți suntem obosiți într-un fel sau în altul. Și cu toate astea, ne-am hotărât să ne odihnim alături de Isus Hristos în această seară. Binecuvântarea să fie cu dumneavoastră și cu noi toți. Și să se întâmple ceea ce Domnul Isus Hristos pusese la un moment dat ucenicilor Lui. Veniți, veniți să ne odihnim puțin. N-aș dori să intru în dezbaterea acelei invitații, dar o mică idee aș dori să scot de aici. Știți că ucenicii în momentul acela n-aveau nevoie de odihnă? Ucenicii erau atât de entuziasmați de ceea ce se întâmplase, ucenicii erau dornici să continue mai departe, ucenicii aveau un zel deosebit și în momentul în care îi povestesc Domnul Iisus Hristos toate biruințele lor, Mântuitorul zice auziți, nu vreți să vă odihniți? Sesizați vă rog că odihna este altceva doar decât uh, împlinirea ostenelii fizice. Odihna înseamnă cumva așezarea sufletului în dimensiunile lui Dumnezeu. Să ieși cumva din turația ta proprie și să intri în zona aceea în care să simți gândul și pulsul lui Dumnezeu. Deci, cred că despre asta este vorba în sabat. Din cauza asta și îndrăzni cumva să vă invit să mă ascultați să ascultați câteva vorbe pe care mi le-a trimis una dintre surorile noastre de aici din biserică, ce în seara asta n-a reușit să ajungă la biserică. Dar care a avut grijă să-mi trimită înainte de apusul soarelui următoarele cuvinte. Câtă liniște se face în cer și pe pământ, în suflet și în gând la apusul soarelui în ziua de vineri. Înserarea aceasta are ceva special în ea, e spectaculoasă în adâncimea și în misterul ei, în așezarea ei peste inimi, peste inimile care o așteaptă și care se bucură de repaus, de refacere, de liniște binevoitoare, de șoapta rugii, de odihnă ca de sabat. sabat binefăcător și cald, plăcut și blând, vindecător și adânc, adânc în reflecții, în coborârea fiecăruia în el însuși, așa cum scrie la carte. Sabat fericit tuturor! Așa m-am bucurat când cuvintele acestea au venit din partea unei surori scumpe, dragi, cu experiență, pe care vârsta probabil compiedică să fie între noi la, vârsta, la, la momentele acestea, dar care este cu sufletul alături de noi. Și în consecința acestor gânduri, am ales să deschid Sfânta Scriptură la rânduri frumoase și la gânduri deosebite, puține de altfel, dar cu mare. Cu mare repercursiune asupra vremii și asupra fiecăruia dintre noi. Matei 28. Versetul 18. Ne pune față în față cu Domnul Iisus Hristos care se oprește în fața ucenicilor și la puține clipe înainte să se înalțe la cer, le dezvăluie taina și rostul înălțării sale. Și le spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Punct. Textul continuă mai departe și monitorul le spune: Uite, în virtutea acestei puteri duceți-vă până la marginile pământului, faceți ucenici din toate neamurile, din toate popoarele, învățați ce v-am poruncit eu. Iată, sunt cu voi până la sfârșitul veacului în virtutea acestei puteri. n aș dori în seara asta însă să intrăm în dinamica acestei porunci. Aș dori să intrăm puțin în repercursiunea ei sufletească, în, în ce ne-a dat Dumnezeu. Când ne-a zis Domnului. Domnul Isus Hristos, toată puterea. Erau de față ucenicii. Știți că ucenicii erau vânător de putere. Doreau puterea. Foarte puțin s-au dus, nici nu știu dacă vreunul s-a dus și a venit la Domnul Isus Hristos, măcar întrezărind ideea că Mântuitorul s-ar putea întâmpla să sfârșească pe cruce și în oprobiul întregii națiuni. Vreau să vă întreb dacă, dacă ar fi avut ideea aceasta, câți dintre ei s-ar fi dus cu Domnul Isus? Și atunci, dacă bănuiesc că nu s-ar fi dus cu niciunul, așa cum îmi spune și dumneavoastră, vreau să vă întreb: atunci de ce s-au dus? Gânduri nespuse, gânduri nutrite ies la iveală târziu, când fiii tunetului, probabil cei mai agresivi în exprimarea dorințelor lor, o pun pe mama lor să zică du-te tu la Domnul și cere tu ce să cer, cere tu să fim unul la stânga și unul la dreapta în împărăția Lui. De când nu treau ei gândul ăsta? Gândul ăsta a venit mai târziu sau l-au nutrit de la început? Ce părere aveți? Eu cred că niciuna din faptele Domnului Isus Hristos nu a avut ca direcție sau o intenție ei să le hrănească ideea asta. Ba din potrivă Domnul Isus Hristos ia cam încurcat serios în gândul că vor fi mari și că vor avea putere și că vor avea ceva de câștigat după Domnul Isus Hristos. Vine Iuda la Mântuitorul și spune: Doamne, vreau să fiu și eu cu tine. Și Mântuitorul se uită la el și îi spune, auzi, e mai fericit o vulpe decât tu cu mine. Dacă cumva cauți lucrurile în felul oamenilor, pentru că vulpile au visuini și păsările cerului au cuiburi. Dar unde vă duc eu nu sunt nici cuiburi, nu este nici loc de odihnit. Nu e nimic. Eu vă chem la o neodihnă pentru lumea aceasta și odihna mea nu se potrivește cu odihna acestei. Și pentru că Domnul Isus Hristos nu, nu le facilitează gândirea în felul acesta, mă întreb, de unde aveți voi gândurile astea? De, unde, de ce sunteți voi vânători de putere? Că Mie mi se pare că despre asta este vorba aici. Niște oameni care doreau puterea. Vânau puterea. E în firea noastră a tuturor. Nu știu dacă ne surprindem sau nu în aceeași direcție. Dar s-ar putea întâmpla să fie ceva în comun între noi. De asemenea, câteva lucruri interesante. Deși ucenicii doreau slava Mântuitorului și puterea sa, momentul în care ei duc la coacere gândul acesta, momentul în care ei aproape că explodează, momentul în care ei sunt de comun acord că acum este momentul cel mai potrivit, ca Domnul Iisus Hristos să pună mâna pe putere, vă aduceți aminte când a fost, da? Matei 14. Înmulțirea pâinilor. Deși evenimentul Lazar a avut loc mai târziu, dar am stat și m-am gândit, de ce ucenicii nu au gestul ăsta să-l pună împărat, când au văzut că îl învie pe Lazar, sau când au văzut că învie pe fiul văduvei din Nain, care erau minuni foarte puternici. Adică, mi se pare că e mai puternică minunea învierii unui mort decât înmulțirea pâinii. Nu sunteți de aceeași părere? Toate astea. Ucenicii nu simt că întotdeauna pot să-L proclame pe Domnul Isus Hristos împărat. Dar simt că în anumite ocazii lucrul ăsta este un imperativ. Și repet, Matei 14, și anume înmulțirea pâinilor, este o astfel de ocazie. Întrebarea pe care o am eu, în dorința de a mă cunoaște, de a-i cunoaște și pe ucenici, este de ce atunci au vrut să-l pună împărat? Ce are de-a face pâinea cu dorința lor de a fi lângă Domnul Isus Hristos. Și are de a face înmulțirea pâinii. Cu dorința lor de a-l face împărat pe Mântuitorul. De ce atunci? De ce nu repet la învierea fiului din fiului văduvei din Nain? Vreau să observați: sunt anumite anumite minuni care au de-a face cu gustul social. Cu gustul popular. Și când Domnul Isus Hristos face o minune în sensul acesta, în direcția asta, când stimulează gustul popular, când națiunea, populația sau societatea este pur și simplu pusă în mișcare de un anumit element pe care Domnul Iisus Hristos îl creează, cum ar fi înmulțirea pâinilor, în momentul acela toți sunt de acord că a venit vremea. E un fel de justiție socială. Ceea ce astăzi este justiția socială care este la modă peste tot și dacă vrei să faci ceva, trebuie să vii cu ideea de justiție socială pentru ca toată lumea să te înțeleagă și să vină cu tine. La fel era atunci. Ideea că ai putea să dai hrană celor săraci. Și că ai putea să creezi elementul acesta de justiție socială, începând de atunci până acum. Același lucru. Ce poate fi mai mult de atât să dai de mâncare la 5.000 de bărbați sau la 4.000 de bărbați? Ce poate fi mai mult? Elen White preia momentul acesta și îl... îl desface așa în însemnătatea lui către noi și ne spune Vă puteți imagina oamenii ăștia care vedeau eliberarea poporului evreu prin forță, prin bătălii, printr-o revoltă națională? Îi vedeți pe oamenii aceștia cum înțeleg că din momentul acesta au găsit pe cineva care să trănească o armată întreagă. Că nu mai au nevoie de căruțele cu alimente, nu mai au nevoie de trupele auxiliare care să muncească pentru ei, nu se vor mai mișca greoi în bătăliile lor datorită faptului că nu au resursele materiale necesare. Nu, nimic din toate astea. De acum încolo, cu o pâine, cu o pâine în mână, oamenii ăștia se vor mișca peste tot. În timp ce trupele romane se vor mișca greu, mâncând greu din pungile lor care le asigurau deplasările pe porțiunile mai lungi. Și așa mai departe. Și au văzut în Domnul Isus Hristos puterea. Și au zis. Acum e momentul. Și în momentul acela, citiți-vă, rog, contextul Ioan 6 sau Matei 14, ambele, în momentul acela Domnul Iisus Hristos folosește toată puterea sa pentru ca să-i blocheze în dorința lor și îi trimite cu corabia în partea cealaltă. Spune că a folosit toată autoritatea sa. Și a folosit o altă autoritate pe care nu o cunoșteau. Um, și au pierdut momentul de a-l face împărat. Și s-au certat pe drum. În timp ce văsleau, își reproșeau unii altora că n-au prins momentul. În momentul acela s-a dus. A mai, trimit, mai, a mai trecut o vreme și n-au mai descoperit niciun moment să-l încoroneze pe Domnul Isus Hristos. Niciun moment. Și în timp ce ei n-au mai găsit niciun moment, vine Maria cu vasul ei de alabastru, despre care am vorbit în ultimul timp. Și Maria găsește momentul să lungă pe Domnul Isus Hristos. În timp ce ucenicii nu mai găsesc niciun moment. Și acolo, în taină, cumva plină de rușine, blocată de toți cei care erau în jur, Maria ia cei doi litri de nard curat și lunge pe Domnul Isus Hristos. Mântuitorul spune, m-a uns pentru mormântarea mea. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Acest act al Mariei are loc cu puține zile înainte de săptămâna patimilor. Vreau să vă întreb, la uns pentru mormântare sau la uns ca domn al ei? Cum la uns? La câteva zile după asta, după ce Maria face lucrul ăsta, duminica următoare. Mântuitorul le spune ucenicilor: Ia, mergeți și găsiți-mă în Măgăruș. Mântuitorul intră în Ierusalim, călare pe Măgăruș. Mulțimea își aruncă hainele înaintea Domnului Isus Hristos. Tot strigă binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului. Îl încoronează. Spiritul profetic surprinde diferența și spune de data aceasta Domnul Iisus Hristos a primit încoronarea lor. Ucenicii, când au vrut să-L încoroneze la minunea înmulțirii pâinilor, au fost blocați de Domnul Iisus Hristos și a zis nu, nu mi-a sosit ceasul. apoi vin ăștia care nu știau nimic și își pun hainele înaintea lui și cu ramuri de finic în mâini și strig și strigă. Mântuitorul primește în coronarea lor. Ce? Cu câteva zile înainte mă întorc, Maria îl unsese pe Domnul Iisus Hristos și revin la aceeași întrebare îl unsese pentru moarte sau îl unsese pentru ca să fie Domnul ei. Și dacă Domnul Iisus Hristos a primit în coronarea mulțimii entuziasmate la intrarea lui în Ierusalim, oare de ce a primit Domnul Iisus Hristos ungerea Mariei? Nu din același motiv. Dragii mei, așa ca idee în, în, meditația noastră scurtă din seara aceasta. Mântuitorul când a murit pe cruce a murit ca împărat. N-a murit ca un de rând. El a primit în coronarea, în coronarea națiunii sale. La încoronarea aceasta au contribuit Maria, a contribuit ucenicii când Domnul Iisus Hristos i-a i-a trimis să aducă măgărușul, dar au contribuit acele mase de oameni care au recunoscut în el cu ocazia aceea regalitatea sa. La scurtă vreme, după asta, e vorba de zile. Domnul Iisus Hristos intră în templu și curățește templul pentru a doua oară. De data aceasta, puternic. O face pentru că primise în coronarea lor. Și o face ca rege și ca preot. O face datorită funcției sale pe care și-o asumase. ca rege în seara de joi îi trimite pe ucenicii săi încă o și le spune duceți-vă și mergeți și veți găsi un om care vă va ieși înainte cu un ulcior cu apă și spuneți-i unde este o daia pentru oaspeți pe care ați pregătit-o pentru ca Domnul meu să mănânce paștele cu ucenicii lui. Cererea asta acum nu este cererea unui om obișnuit care se târguie. Nu-mi dai și mie o cameră să luăm și noi paștele. Nu mai este aceea situație pe care Iosif și Maria o aveau atunci când căutau o cameră în Betleem și nu s-a găsit nicio cameră în casa de poposire sau casa de oaspeți. Pentru ei nu. De data aceasta Domnul Isus Hristos vorbește cuvintele unui împărat care spune limpede dăm camera de sus pe care tu ai pregătit-o pentru cine? Mântuitorul de Domn și se așează Domnul Iisus Hristos pe scaun sus ca domn în camera de sus și așteaptă ca cineva să se poarte cu el ca cu un domn. Cum te porți cu domnul tău? A venit de pe drum. A intrat în casă, prinde praf și obosit. În acea zi în care Maria i-a spălat picioarele, Domnul Iisus Hristos i-a spălat picioarele, i-a uns picioarele cu mir. În acea zi, Domnul Iisus Hristos se adresează lui Simeon și îi spune Simeone, Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat sărutare. Am intrat în casa ta și nu mi-ai spălat picioarele. Arătând că în, momentul, în momentele acelea, în contextul acela, Domnul Iisus Hristos începuse să se poarte regește între ei. Ar fi trebuit să observe momentul acesta, ar fi trebuit să-l observe ei, care de multă vreme erau vânători de putere. Fiul lui Zebedei ar fi trebuit să observe lucrul acesta, Petru ar fi trebuit să observe lucrul acesta, ucenicii ar fi trebuit să observe că s-a schimbat ceva în, în felul de a fi al Domnului Isus Hristos. Ar fi, ar fi trebuit să observe atitudinea lui regească și ar fi trebuit să. Să ce? De ce ucenicii nu văd nimic? Și mă întorc în camera de sus. îl văd pe Domnul Isus Hristos așezându-se pe scaun și aud cuvintele lui spuse în urechile lui Simeon. Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai spălat picioarele și nu mi-ai dat sărutare. Și acum stau toți în camera de sus, comportamentul Domnului Isus Hristos se schimbase, era regesc. El se așează pe scaun ca pe tron Și ei nu sunt capabili să-și cinstească Domnul. Niciunul nu se scoală să iasă pe le picioarele. Niciunul nu îi dă sărutare. Nici unul nu face gestul mare. Ce-i ce cu ei? Ei, vânătorii de putere acum când văd puterea în felul ăsta niciunul nu este în stare să o identifice, nu este în stare să o respecte, nu este în stare să se poarte ca atare, nu e în stare. Cuvântul ne spune că se certaseră până atunci și continuau să se certe. Vă dați seama de Importanța gestului din secunda următoare. Se ridică Domnul Iisus Hristos de pe scaun ca de pe tron. Și pune ștergarul. Și nu-i spală pe picioare. Omul Iisus Hristos. Îi spală pe picioare. Regele. Regele plecat înaintea lor, regele spălându-i pe picioare, pe picioare pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe Iuda. Ce fel de putere e asta? Vânător de putere. Ce fel de putere e asta? Și să observați că noi, ca oameni, <coughs> urmărim puterea, dar o putere de altă natură, de alt fel, nu de genul ăsta. Nu puterea spălării pe picioare a fratelui. Nu puterea Regelui dacă coborâm. Dacă am fi pe post de Rege, nu ne-am mișcat niciodată de pe scaun. Pentru că Asta este puterea pe care o vânăm noi ca oamenii. Puterea care nu se poate mișca. În Isus Hristos a făcut lucrul ăsta. Mi-a dat să înțeleg că există o altă. Pe care ar trebui să vreau. o Vreau. Să urmăresc. Probabil din cauza asta, ucenicii n-au înțeles mare lucru când, după înviere, Domnul Isus Hristos le-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Știți că n-au înțeles mare lucru? N-au înțeles. Ei au auzit, dar n-au priceput. Sunt cuvinte pe care le vor reține, dar al căror înțeles îl vor căuta mai târziu. În momentul acela vor sta acolo și nu vor înțelege ce s-a întâmplat. Din ce cauză? Pentru că puterea pe care o urmăreau ei era de altă natură. Mă voi întoarce puțin la mine. Când eu vin la casa de rugăciune când îl caut pe Iisus Hristos. Ce vreau să găsesc în el? Că să știți că Mântuitorul este extrem de bogat în manifestarea lui. Problema nu este cum se manifestă el, ci problema este ce vreau eu să găsesc în manifestarea lui, ce caut eu. Pentru niște oameni care ar fi căutat până la urmă acel fel de putere vis-a-vis -vis de justiția socială, faptul că Domnul Isus Hristos avea putere în cer și pe pământ, probabil că nu spunea mare lucru. faptul că Domnul Iisus Hristos se urcase la Tatăl și Tatăl îi dăduse totul în mâini. Îi dăduse totul, dar absolut totul în mâini. Astfel încât dacă cineva cere ceva în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl să îi dea. În felul acesta rugăciunea, ajungând să fie acel element care se atinge de puterea regală a Domnului Isus Hristos. Rugăciunea nu este rugăciunea cerșetorului. Rugăciunea este acel element care într adevăr încoronează existența noastră și relația noastră împreună cu el, te atingi de puterea regală a lui Isus Hristos, de el ca rege. Apoi Mântuitorul care spune: "Voi pune să stați împreună cu mine." pe scaune de domnie. E așa de greu să vedem și să identificăm noua dimensiune pe care Tatăl a ajuns să o lucreze împreună cu Domnul Isus Hristos, adică El rege și pe urmă și eu rege împreună cu El? E așa de greu să vedem în Isus Hristos această schimbare. Spuneți-mi însă cât de greu este să o văd în mine. Apropo, cu asta aș vrea să închei. V-ați văzut vreodată ce sunt pe scaune de Domnie împreună cu Isus Hristos? Nu vă întreb dacă credeți. Că una este să crezi, că așa scrie în Biblie, trebuie să cred. Întrebarea este dacă v-ați văzut, dacă v-ați imaginat. Dacă ați ajuns chiar să concepeți că locul de existență al dumneavoastră și al meu nu mai este în Loma Și Că noi suntem împreună cu el, scaunele Domnului. De ce? Pentru că asta este puterea. Care ar trebui să o urmărim. Niciun alt fel de altă putere. Și doar asta. La mulțirea pâinilor nu erau gata pentru așa ceva. În momentul în care Maria spăla pe picioare pe Domnul Isus Hristos, Maria a creat o condiție creștină în care, în momentul în care oricare dintre noi ar ajunge, este gata să înțeleagă această putere. Și dacă tot vrem puterea aceasta pentru noi, atunci trebuie să înțelegem că această putere, această putere, ne este dată. Mă fascinează momentul în care Domnul Isus Hristos spune ucenicilor săi: mergeți în camera de sus pregătiți în Paște. Așteptăm ploaia târzie, dragii mei. Oare nu cumva Domnul Iisus Hristos ne-a trimis în camera de sus pe toți să-i pregătim Paște? Nu cumva porunca este deja dată. Duceți-vă în camera de sus, astfel încât rugăciunea, acest mijloc regal să poată să-și facă lucrarea în poporul lui Dumnezeu din zilele acestea. Pregătiți-vă. Pregătiți-mi Paștele, acolo, cu ucenicii mei. Și când Paștele vor fi pregătite, și când va intra în cameră, dați-i sărutare. Spălați-i picioarele. Și haideți să arătăm că cunoaștem Domnul nostru. Că-l cunoaștem. Că recunoaștem regalitatea Lui. Că -l avem nu doar ca să ne ierte păcatele, ci ca să ne fie Domn și Mântuitor pentru o veșnicie întreagă. Pentru ca să-L urmăm acolo unde merge El. Pentru ca să fim cu El în cetatea Sfântă, unde nu-i nevoie nici de Soare, Lună. Pentru că lumina ei este mielul. Acolo, toți aceia care i-au dat sărutare și au spălat picioarele, toți aceia care au intrat în gestul acela al Mariei, toți aceia care au spart vasul de mir, toți aceia își vor găsi rostul și sensul în momentul cetății sfinte. Vă invit să continuați această meditație.